frumusețea Palatului Șombru nu este dată doar de clădirea în sine a acesteia, ci acesta este înconjurat de câteva grădini absolut superbe care ne pot oferi o oază de relaxare și de frumusețe. Complexul Belvedere este format din două palate și între cele două se întind grădini în stil francez, decorate cu fântâni, statui și flori care oferă o priveliște care îți taie respirația. Salutare, dragi urmăritori, și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Cristian, iar pentru episodul de astăzi o să predau ștafeta soției, pentru că ea a pregătit tot materialul din acest episod, în care o să vă prezinte mai în detaliu două dintre cele mai impunătoare palate din Viena. Probabil dacă ați văzut videoclipul precedent, ați observat că am trecut destul de repede prin obiectivele vizitate prin Viena, fiind așa de multe la număr. Dorința ei cu acest videoclip ar fi să mă întreacă la numărul de vizualizări, așa că spor la vizionat. Astăzi vizităm unul din cele mai emblematice monumente ale Vienei, și anume Palatul Șombrum, pe care îl puteți vedea în spatele meu. Aceasta este o capodoperă arhitecturală și, de asemenea, este un monument cu o foarte mare încărcătură istorică. Pentru a putea vizita palatul, există mai multe variante de a achita și de a vă lua un bilet. Palatul este înconjurat de o minunată grădină, așadar biletele diferă în funcție de ceea ce vreți voi să vizitați. Eu am achiziționat un bilet în care pot să vizitez atât palatul cât și grădinile care se află în spatele palatului și a costat 37 de euro. Însă trebuie să aveți în considerare faptul că pot exista și delay-uri în ceea ce privește vizitarea palatului. De exemplu, în momentul de față este ora 11:30, iar eu voi putea intra în palat abia la ora 2, însă pot să vizitez între timp grădinile care se află în spatele palatului, după cum am spus. Palatul a fost construit undeva în secolul al XVII-lea și a fost o reședință de vară pentru liderii Habsburgi, iar mai apoi a fost de asemenea tot o reședință de vară pentru cei mai importanți lideri ai Austriei, cum ar fi împărăteasa Maria Tereza, Franz Josef și împărăteasa Sisi. Ne aflăm acum în grădina barocă, despre care se spune că era favorita familiei regale și era spațiul lor privat și personal, să spunem așa. Este o grădină plină de, în momentul de față este plină de pomi fructiferi și de o mulțime de flori. Frumusețea Palatului Șombru nu este dată doar de clădirea în sine a acesteia, ci acesta este înconjurat de câteva grădini absolut superbe care ne pot oferi o oază de relaxare și de frumusețe.
în spatele grădinii, acolo, se poate vedea Glorieta, care ne va oferi puțin mai târziu o priveliște absolut superbă. În cadrul grădinilor avem parte și de un labirint care este o atracție interesantă pentru copii. Aceasta este Fântâna lui Neptun și este una dintre cele mai impresionante opere de artă baroc ale palatului. Fântâna îl înfățișează pe zeul Neptun, stăpânul mărilor, într-un car tras de cai marini, acompaniat de nimfe și triton, fiind concepută pentru a simboliza puterea și autoritatea imperială. Și am ajuns la Glorieta, o clădire impunătoare care se află în spatele palatului. Acum aceasta găzduiește un cafe-bar unde vizitatorii pot să servească cafele și deserturi tradiționale. A fost construită din ordinul Mariei Tereza. Este o clădire de asemenea foarte elegantă. Și putem vedea pe fațada clădirii numele împărătesei. Acum intrăm în palat și, după cum putem observa, avem parte de mai multe picturi absolut superbe, în special cele de pe tavanul palatului. Palatul are 1441 de camere, însă nu toate pot fi vizitate. Interiorul palatului oferă o călătorie în timp, permițând vizitatorilor să admire nu doar bogăția arhitecturală, ci și viața de zi cu zi a monarhilor habsburgici, fiind o mărturie a puterii și eleganței imperiale.
Am ajuns la Palatul Belvedere, care este un important complex baroc construit în secolul XVIII. Complexul Belvedere este format din două palate și între cele două se întind grădini în stil francez, decorate cu fântâni, statui și flori care oferă o priveliște care îți taie respirația. Accesul în grădinile palatului este gratuit, iar dacă doriți să vizitați și interiorul palatelor, va trebui să achiziționați un bilet care costă aproximativ 30 de euro, cu care veți avea acces atât în palatul superior cât și în cel inferior. Din păcate, la momentul filmării acestui material, palatul era în renovări și nu am putut să-l vizităm. Și cam atât pentru episodul de astăzi, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal și, evident, să împărtășiți și cu prietenii voștri ca să poți să fac mai multe vizualizări decât Cristi. Până data viitoare, numai bine!